Hai să ne mai bucurăm un pic, azi e ziua mondială a râsului și a fericirii și pentru că e joi, iese soarele pe strada noastră, mai exact, vine soare! Ce bine arătați. Vă mulțumim. Te rog să ne încălzești un pic, doamna profesoară, ca da, să am venit aici cum ar veni, ca și cum aș avea un catalog, doar că nu e. Dăm lucrare astăzi. Oh. Da, să vedem cine e perspicace, cine mimează bine. Bine că nu jucăm, cine aude bine că aș fi pierdut. Ce? Dar acum că suntem fundată tot. Noi două echipă. Ne jucăm un fel de mima? Da, asta jucăm zici? Un fel de telefonul fără fir mima. O să facem un șir indian, le invităm și pe fete cu noi ca să fim echipă mare. Majda, Claudia, fetelor. Claudia. Haideți să facem echipă. Ne asamblăm aici. Este un tip simplu, poftim? Șir indian, ai zis, în șir indian trebuie să stăm cu spatele la cel din spatele nostru. Aha. Iar primul din cum ar fi șurul va extrage un cartonaș. O să încep eu ca să vă arăt. Voi extrage un cartonaș cu un cuvânt. Cuvântul îl arăt la cameră. Alege tu cartonașul, că nu e asta problema. Dar mimezi tu. Păi asta, ce e pe cartonaș, da? Da. Eu extrag cuvântul, vedem cu toții noi și eu și cei de acasă ce cuvânt este. Mă întorc la șurul, îi mimez lui, voi nu vedeți nimic și fiecare celui din spate. Iar ultimul trebuie să spună ce crede. Mamă, că... Place. Tu vii de obicei cu filmulețe exemplificativ. Avem filmulețe, da. Hai, și noi nu-l întoarcem. Toată lumea privește spre lift, eu extrag primul cartonaș, să vedem cuvântul. Îl arăți la cameră acum? Da, îl arăt la cameră, sper că toată lumea îl vede. Eu habar n-am dacă se vede, dar... aici, așa. Așa. Bun, deci toată lumea știe și acum, practic, o să las cartonul jos. Stai așa. Doamne ferește! Așa. Șuru? Da. Fii atent. Mamă, ce ciudat e să stai să se audă numai sunete. Mamă, de ce am emoții? Next? Hai, Majda. Așa. E cu săritură ceva. Mamă, cât de complex e. Bă, stăm foarte bine pe mimă. Suntem bine până aici, okay. Da? Dormi. Stai un pic către. Ești fericit? Entuziasmat? Este un singur golf. Cuvânt. Golf. Așa, hai să vedem. Un cuvânt e, un cuvânt e? Da. Golf? Ce? Cuvântul era coșmar. Păi nu că eu ți-am zis, stai un pic. Dormeam și... Nu, n-am înțeles. Păi nu știam că e coșmar. Hai să mai încercăm, hai să ne mutăm. Că e ce mi-am imat. Bine, nu, ești mai. Primul, eu sunt un mare. Amestecați-vă, amestecați-vă. Fă mie prima dată să văd eu primul. Hai aici, eu tu. Hai, sunteți gata? Da. Hai tu, uite așa că ne schimbăm, gata. Hai că talentați. Da. Știți voi. Păi s-ar ghicim. Da. E complicat, durează, văd. Dar nu se mișcă, nu se aude nimic, sau se aude. Da, e pe da, ceva, puteți să nu vor, știu. Nu puteți să spuneți, să scoateți sunete? Mamă, e greu acum. Identifac. Așa. Suntem în publicitate, la ce se întâmplă? Nu știu, la mine încă n-a ajuns. Ce? Hai, te bate mai departe mai pe umăr. Mai fac o dată dacă vrei. Ce fani e să fii primul, jur! Belly dance? Să spui ce era. Belly dance? Belly dance, da, exact, belly dance era. Da, țânța. Deci, când am făcut eu așa, l-am prins, m-am uitat la el. Mai tu cum ai făcut? Așa am făcut și l-am prins în țarul așa. Am făcut așa. Am prins și în țarul așa. Am zis că numărăm banii după aia. Deci este cel mai tare, să fii primul e cel mai tare. Cine vrea să mai fie primul? Nu, eu nu vreau. Este cel mai mult, jur. Hai că lasă-și primul. Las că ghicesc eu, las că ghicesc eu. Ghicești tu? Hai. Tu, așa, hai. Nu, uite, hai, vină să o de tu aici. Să fim fată băia, fată băia. Bine, bravo. Pentru egalitate de șanse. E greu, atât zic. Aoleu. Hai. Parcă până acum a fost ușor. Da.
Hai, mă, trebuie să ne iasă unul, mă, că... Cică, belly dance, exact, în țară. Da, atenție, noi nu știm dacă suntem încă în direct, nu vorbește regia, acolo și toate monitoarele sunt stinse în fața noastră, nu știm, dar sper că suntem. Așa. Hai. Muzică de fundal, ceva, o coloană sonoră. Auzi, ești nebunule la televizor, stai liniștit, suntem, e bine, bun, hai. Mamă, dar chiar că e greu. N-a ajuns nici la mine. Tine, nu, nu. Ce faceți acolo, măi? Hai! Ah, în sfârșit. Dar e mult, e multă informație. E ceva aici, sunt mai multe cuvinte, probabil. E o poveste întreagă. În sfârșit. Un cerc înghețată, mănânci, nu. Asta e că am vorbit, nu trebuia. Înghețată, mănânci, nu. Asta am auzit. Asta mi-a chemat prietenul nostru. Ai fost dată că n-am apresat. Așa te rog, nu știu, așa am primit și eu. Așa am primit. Așa, așa exact, da. N-a fost asta ordinea, dar hai. Este o înghețată foarte mare. Uscată cumva, dacă e posibil. Cornetul, ce era, Lilian? Era ordinea. Aș vrea să jucați voi covrigul. Că am făcut și așa. Covrig era? Covrig, am făcut. Și de ce era așa? Păi dacă e covrig, e locul meu. Hai, s-a tot mărit până a ajuns la mine. La mine a ajuns așa, a început. Mai facem, mai avem timp? Hai, fugi. Hai, să fie și Clau. Noi nu vreau să ghicesc. Hai, că o iau pe următoarea, da? Stai că am fost eu, cine nu a fost după mine? Hai că stau. Uite, Bogdan nu a fost. Bogdan, stai tu aici. Bogdan, stai aici. Mulțumesc. Am fost la primire. Stai aici. Am fost la primire? Am fost la primire, da. M-a spus din nou. Așa. Hai. Și trecem. Noi putem să dansăm aici pinguinul? Nu, hai să dansăm țânțarul. Da. Care e așa? Așa. E greu și asta, simt. Toate nu e greu, nu e greu. Hai, unul să ne iasă. Telepatia nu funcționează la acest joc. Doamne. Ia. Mamă, ce vă distrați acolo, regie. Deci, vă rog, Șuru, da. Tu ești colegul meu, o să-ți iasă. Fără am încredere. Fără vorbă. Ai încredere în mine, stai fără nicio nădejde. Atât, nu? Hai, hai, Sorela. Eu cred că este... Nu, deci ar trebui să fie un lift. Bravo! Este fantastic că Sore nu a mimat un lift, tocmai a zis ea. Asta era, a fost chestia aia cu blind, nu știu ce a fost blind. Nu stați un pic, era așa. Te scanează ce așa. Ai inventat-o mașta. Da, s-a inventat-o mașta. Incredibil. Așa mă zonă, gata, deci bine. Bravo, bravo, Sore, foarte jocul Gașca vorbește lumea, 7-1 am reușit într-un final să luăm și un punct. Este perfect. E tare. Mulțumim. Că puteți să vă jucați și voi acasă, nu? Da, da. Poate cu mai mult talent decât noi. Trebuie să ne pregătim, avem sigur o săptămână la dispoziție, ne revedem joi, da? Promit să fac eforturi să vă aduc ceva și mai greu. Eu zic că dacă vă jucați, poate ne dați tag, poate faceți un story, poate vă filmați și poate dați acolo un tag, vorbește lumea, mulțumim, Sore. Poate aveți niște idei. Provocarea lui Sore, hai să ne și revenim un pic după o scurtă pauză de publicitate.